Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de SAM pe serverul rpg.vizon.ro. Băi, fraților, ce să zic, mă, înainte să facem acest episod vreau să-i fac o promovare lui Raul Pro, Raul Pro. El face videoclipuri cu SAM, are 28 de abonați și, na, m-a ajutat cu câteva chestii și chiar vă recomand canalul, mai postează și el acolo câteva chestii cu Paint, cu SAM, mai câteva parodii de pe Skype, na, postează chestii destul de interesante, dar, na, deocamdată a luat o mică pauză de YouTube, da? Nu este niciun bai, da, nu este greu să vă să vă abonați și la el, pentru că m-a ajutat cu câteva chestii și, da, în acest episod vom dezbate un subiect destul de interesant și nu sunt sigur și, na, vreau să discutăm aici împreună. Deci, ce vreți voi în continuare? Să vedeți videoclipuri de pe Bizon, dar doar de pe Bizon? Sau să rămânem în School Instructors pe Bizon și să mergem pe RPG 4? Nu RPG 4, doamne, Green Bagged. Doamne, ce am cu RPG 4? Pe Green Bagged. În Mafi. Nu știu, eu mă gândeam să vin aici în Mafi. Adică să stau câteva zile aici, răsta nu, mă rog, în School Instructors, să după aia să intru în Mafi. Sau în poliție, nu știu, vreau mafii foarte mult, like, și aici, oriunde, vreau doar mafii. Pentru că, da, sunt foarte șmechere, așa că, na, ziceți și voi unde ați vrea, eu zic că pe Bizon să rămânem, că aici ne facem activitate, ne facem de toate, nu știu, asta e alegerea mea, dar acum, cum vreți voi, frate? Sau să intrăm în PD, na, nu știu, frate, cum vreți voi, mă, eu vă las să alegeți, așa, și hai să vedem în episodul ăsta ce facem. Avem 171 ca în bancă, dar în seara asta n-am apucat să dau rob, că știți că eu de obicei dau rob în fiecare seară, dar în seara asta n-am apucat să dau rob. Așa că o să vedem ce mai facem. Discutăm pe aici, asta e să merg să vă arăt. Ce... A, de fapt, cred că am ținta aia, da, mi-am luat și moduri deja, care normale sunt permise în mafia, adică, na, am și eu moduri care sunt permise în mafia, pentru că, na, nu aveam moduri legale, adică astea ce le am acum nu sunt moduri legale, uitați cât e mapa aia, adică e dita mai mapa, nu este legal în mafia așa ceva, pentru că poți să-i vezi foarte ușor, adică dacă e mapa pătrată, îi vezi mult mai ușor decât ceilalți, știi, asta, și mapa pusă ce faci cât de mare vrei, uite, și mapa asta pe mă, păi de când e legală chestia asta în mafia, știi? De asta vă zic că nu ai voie cu unele moduri în mafie, dar ar fi șmecher. Sau să-mi fac un cont nou să intru în mafie, nu știu, frate, cum vreți voi. Eu oricum am de-abia level 13. Îmi trebuie level 20 ca să pot să intru în mafie, așa că mai avem ceva de așteptat. Dar eu vă las să alegeți ce vreți voi. Bine, nu o să mă las de Bizon, vă dați seama. O să joc doar pur și simplu în mafie pe bani. Sau am un cont cu level 17 pe RPG 1. Dar... are sancțiuni și nu cred că m-ar primi pe mine în mafie cu sancțiunile, dar e ok. Aș putea să aplic pentru o mafie ceva, dar eu zic că totuși mai bine să joci pe contul tău, să te simți ca acasă, știi? Adică bine, e tot contul meu și ăla, dar nu... e așa parțiala meu. Și plus că aici, nu știu, sunt obișnuit, nu că sunt obișnuit, dar uite, de exemplu, am dat joc în bară, minunat, de exemplu, uite, fac raportul aici, după aia mă duc pe ăla la alt cont, păi nu știu, poate n-am timp să fac raportul, poate nu știu ce, știi? Adică, uite, de exemplu, eu pe contul ăsta, săptămâna asta, am dat doar o licență. Și mai am de făcut raport. Bine, de-abia acum e marți. Dar, oricum, de dimineață, de mâine, mă apuc ca lumea de raport, pentru că... vă dați seama că nu sunt mulți care dau nici licențe. Și raportul trebuie făcut neapărat. Așa că, sper să fac raportul cât mai rapid. Ce să zic, nu? Ia să o secundă să văd eu ceva aici, să vă arăt vouă contul ăla care îl mai am eu. rpg.bizon. Bine, nu e a meu, e a unui prieten, dar îl dă și mie. Uite, asta e, băieți. Asta este contul. Cheda kit ăsta, level 17, face mai puțin 18, mai are puțin, 320 de ore, dar are sancțiuni. Ia uite, sunt spend log. N-are și suspenduri și n-are warn, dar are bani pentru reclamă. Că a făcut tipul care mi-a dat, a făcut reclamă. Deci, da, CSF, n-ai CSF, reclama e nasoală. Așa că hai să vă arăt, adică uite, ați văzut voi modurile astea, mă, neapărat. Se numește Evander sau ceva de genul, Evander Spec sau ceva de genul, nu știu, caut,
căutați Evanders mod pe Xamp și găsiți Evanders sau nu mai știu ceva de genul să numea mod pe acolo. Nu mai știu, sunt sigur. Are de toate, deci vă asigur că are de toate. În el are ce skin? Haide. Ce skin 203. 207. 100, nu, 285 mi se pare că era ala de SWAT, nu? Da, ia uite-l. 311. Ce? 311. Ăsta, alu Tibi. Care e ăla CJ. Ia uite-l pe CJ. Vezi? Eu nu știu câte chestii. Eu o să-mi-l bag cu ăla de balans. Sunt nu știu câte skinuri, frate. Nu știu câte skinuri care puteți să jucați cu ele. Pur și simplu, gratis. Da, deci conține foarte multe. Deci căutați așa cum am zis, Evanders sau nu știu ceva de genul Avengers. Nu mai știu, frate, cum să numește și ceva, Evanders, ok? Și ăla este mod pe cuși. Da, modul de infern nu-l conține, să l-am băgat eu manual. Deci da, orice probleme cu modurile în care nu știți să le băgați sau ceva, dați mesaj privat pe Skype și vă ajut. Intru cu suprimul la voi în calculator și vi le fac. Pentru că, da, bine, să fiu și liber acum când am 1000 de chestii pe cap. Vine, să vină cineva și să... Na, și să... Îmi zic, hai frate, mă ajuți eu, de exemplu, uite, să fiu ocupat, să fac raportul, să-mi fac raportul, așa, pe ultima 100 de metri. Să vină unul la mine să zică, bă, frate, mă ajut vine cu un modpack, păi atunci dă-te drecu, frate, nu cu de-astea, știi? Nu umblăm noi cu de-astea. Da, săptămâna asta trebuie să iau și ore în cap. Păi, episodul ăsta cred că o să discutăm mai multe chestii, pentru că la ora 3 dimineața n-am aproape niciun prieten online, doar Iria asta care e pe Skype, deci niciun prieten care e la PC nu am. Nu prea ce să faci, frate, la ora asta pe seapa asta. Am vrut să-l filmez pentru că voi când vedeți videoclipul... Adică îl postez fix a doua zi, adică fix azi o să postez videoclipul ăsta, asta e și ideea. Deci nu am timp să filmez altceva. La ora asta nu prea ai ce să filmezi, asta este problema. Adică nu că n-ai ce, nu ai ce să faci pe Samp la ora asta, asta e faza. Deci zici mie, ce fac pe Samp la ora asta? Nu ai ce să faci, frate, pe Samp la ora asta. Așa, dacă eram în ceva pe D și ala îi găseam pe aia cu anti, pentru că îți destui cu anti la ora asta, credeți-mă, sunt ceva cu anti la ora asta. Deci, na. Dice, joc Dice 50-100 ca fără nabi. Cum adică fără nabi? Păi poți să fii nab la comanda slash dice? Sau ce? Nu înțeleg cum poți să fii... nabla chestia, adică dai un stage dice, ai pierdut aia. Poate se referă să nu se oftice sau ceva că pierde, abar nu, frate. Ah, GG. Asta vă ziceam, poate intre și pe green. Hai să vă arăt și contul de green. Dacă tot suntem aici. Green panel. Ia uite, ăsta e contul de green. Pe care l-am. Căsuză. Ia uite, are și FH de mafie. Nu a avut mai mult de rank 1, săracul pe așa. Două zile Raisin Bannered. Da, mafiot de mafiot, cât să zic. Mafiot de mafiot. Da, păi nu, dar adevărul e că nu prea, adică, în mafii, dacă iese liderul, ce faci? Cu cerești orfuri fără lider, păi ce căcate, țigănie, știi? Nu, trebuie să joci cu liderul, te ajută, vă ajutați între voi, toți membrii, cât dar fără lider e nasol, frate. Și ați văzut că majoritatea quit grupurilor se fac fix la mafii când nu sunt lideri, frate. Fix la mafii se fac, să-mi bag piciorul, mă. Bă, da, fix la mafii, mă. Nu că se fac altundeva, nu, frate, fix la mafii se fac, frate. Și de căcat, like, numai la mafii se lasă liderii așa, am înțeles. Numai la mafii se lasă liderii de... Lider sau nu știu, frate, adică nu are niciun sens, de ce? Mafia e cea mai șmecheră chestie de pe server, adică eu dacă aș alege să fiu liderul SPD sau mafie, sincer, aș alege mafie. E mult mai șmecher la mafie, frate. Adică, mafile, eu n-am prea fost în mafie, asta e faza. Adică, bine, n-am prea fost, dacă facem calculele câte facțiuni am fost, n-am prea fost. Da, așa am fost, de vreo 4-5 ori în mafie, da, am fost. Da, mie nu mi-e greu, eu nu înțeleg, frate, cum mi se pare la unii. Da, eram odată cu un prieten în confă și l-au acceptat. Ia uite, mă, încă un laptop. Și l-au acceptat. În ce? Și l-au acceptat într-o facțiune. Început să facă ca ultimul retard, frate, doar o fucking facțiune. Păi simt într-o facțiune la ce oră vrei tu, când vrei tu, cum vrei tu.
Fine, hai să mă duc să contactez un de la rang 15, deci nu... Nu am avut nimic cu chestia asta, pur și simplu... Na, adică ești bucuros pe dinăuntru, adică... Zici, mamă, m-a acceptat, ce șmecher, dar nu, frate, îți rupe cofa, ești nebun. Păi asta e ciudat la unii, dar e ok. Asta în facțiuni, știi? Adică, când te acceptă, aia se vede și când ai prea mai fost în facțiuni. Dacă te bucuri așa care tu spargi calculatorul direct cu... Na. Vân cu Turismo 2, caca, kilometri. Doi caca, mă? Cum căcat cu aia? Aaa, nu măi, 2K kilometri, dar au unit capaul de la cap... Da, da, da. 6, în ad ai scris 2KK. N-am văzut eu bine, mă. Dar nu contează, frate, 2KK kilometri. Coi, băi, citește oricine 2KK. Că de ce? Ce dracu, mă? Eu am întrebat, eu am zis că n-a dus scris așa, el de ce? What the fuck, na. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Am mai discutat, adică nu e chiar așa de plictisitor să mai discuți unele chestii în unele episoade, dar pur și simplu e ca o discuție, dar m-am lăsat un gameplay pe fundal, știți? Sper că v-a plăcut acest episod, nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe și ne vedem